judecați de către judecători. De asta eu cred că de azi înainte Dorinter Toacă este primarul judecătorilor și nu a cetățenilor municipiului Chișinău. În primul rând, într-o doilea rând, vedem încă o dată că pentru a păstra integritatea sistemului pe care l-au construit și guvernării și schemelor pe care le-au pus la punct, nu ezită să facă tot felul de tergiversări de genul ăsta ca să ajungem într-un final la același rezultat. Pentru că exact asta se putea de făcut acum două săptămâni la Curtea de Apel Chișinău. Uite că procesul ăsta se tergiversează. Cel mai probabil vom ataca mai departe la Curtea Supremă de Justiție această decizie, doar ca să arătăm tabloul complet a situației din Republica Moldova, ca cetățenii să înțeleagă într-un final că ori guvernarea, ori justiția, ori deci administrația publică locală sunt o apă și un pământ și până la urmă se acoperă și se măsluiesc unii pe